Legumicultorii cer o subvenție suplimentară pentru că se află într-o situație extrem de dificilă. Potrivit lui Gheorghe Vlad, președintele Organizației Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare de Legume și Fructe, suprafețele cultivate cu legume sunt în scădere de la an la an, iar țara noastră nu mai asigură niciun sfert din necesarul de consum intern asigurat de acest sector. În emisiunea Agricultura, o șansă pentru România, Gheorghe Vlad a făcut mai multe precizări pe acest subiect. Urmărim detalii imediat în jurnal. În legumicultură, de la an la an, suprafețele au scăzut, vor scade și anul ăsta și cu certitudine în toamnă de la 7.000 de hectare de solarii, cred că ne vor regăsi cu 3.000. Asta nu e bine, nu? Adică nu e deloc bine, pentru că producția înseamnă că va fi automat mai mică, nu? Domnul Rudeschi, un consumator în România, și mă raportez la 17 milioane de locuitori, necesarul lui este de 500 de grame de legume fructe pe zi. Un 220 de kilograme pe cap de locuitor anual. Noi astăzi nu asigurăm niciun sfert. Nu ajunge 3 luni producția pe care o realizăm pe hectarele cu legume la 40.000 de hectare de legume. Dacă statul nu va interveni cu 10.000 de euro pe hectarul de legume, spații protejate, la suprafață, și cel care va face o producție la peste 100 de tone la hectar de tomată, aici fac trimitere directă, da, atunci să-i se plătească ce depășește pe 100 de hectare, iar un cuantum, ca să poată să fie o intervenție financiară, raport, cantitate, producție și un raport cu bugetul statului. Dacă vom avea intervențiile alea pompieristice cu dat banul la producător, alea sunt iluzii electorale. Stați un pic, domnul Vlad, că aici ați coagulat o idee și vreau să o reluăm, să fie clară. Deci, dumneavoastră propuneți, înțeleg, ca subvenția pe hectar la tomate să fie 10.000 de euro pe hectar, ați spus? Corect. Corect. Cât e acum, ca să știm de unde plecăm? Pe ce să fie acum? E 1.000 până în 2.000 de euro. Deci 1.000 până, deci 2.000, ok. Deci e o creștere destul de mare, spuneți odată, da? Aproape de... Păi nu, am avut în anul 2016-17 11.100 de euro s-a luat la hectar. Aha, a, deci nu e... S-a redistribuit către zootehnie și astăzi nu avem nici zootehnie, nici legumicultură.